Profesorul de astronomie Tit Tihon este pe punctul de a iniția o colaborare cu Casa de Cultura Sindicatelor în vederea realizării unui proiect cultural inedit, care să pună în valoare ciclul de volume intitulat Epopeea Universului, din care romașcanii vor afla lucruri inedite despre constelațiile Universului. Chiar ar trebui să vorbesc, pentru că doresc să organizez un spectacol la Casa de Cultură, primul spectacol la Casa lui, legat de Epopeea Universului scris în Cartea Recordurilor, un spectacol în care fie vine Liviu Pancu, care mi-a fost elev, am fost diriginte, Liviu Pancu, actorul nostru romașcan despre care nu se vorbește, care a jucat cu Bănică Junior în liceene și așa mai departe, am un accept din partea lui, cu toate că fiind regizor la Târgu Mureș, a spus că va organiza un spectacol de o noapte, fie la Sighișoara, fie la Târgu Mureș. Dă-i, Doamne, să fie. Înainte de acest lucru, asta este pentru mine o discuție care ar fi destul de benefică pentru romașcani, de a încerca să știe ce dorește Casa de Cultură împreună cu mine din acest spectacol interesant și unicat. Aceasta ar fi o nouă inițiativă a profesorului Tit Tihon după lansarea de carte realizată anul trecut la Muzeul de Artă din Roman, când autorul a făcut o relansare a celor 40 de cărți scrise în special cu teme astronomice. Rămâne de văzut dacă actorul Liviu Pancu, născut la Roman, în prezent regizor la Teatrul din Târgu Mureș, va răspunde invitației profesorului romașcan de a pune umărul la un nou proiect cultural. Liviu Pancu face parte din generația de actori din îndrăgitul film Liceenii, care alături de Ștefan Bănică Junior au creat o adevărată școală de teatru și film în România.